Pe 14 noiembrie 2020, la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț se dădea alarma. Secția ATI a Unității Sanitare cu paturi, care la acea vreme găzduia pacienți infectați cu COVID-19, ardea ca o torță. În urma evenimentului au decedat 8 pacienți, dar și alții care ulterior au fost mutați în Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului sau la alte unități medicale, fie din cauza incendiului, fie din cauze conexe, după cum arată informațiile făcute publice. La trei ani după incendiu, cât timp a fost interzis accesul în incinta Acestea pe durata anchetelor efectuate de autoritățile competente, secția a fost desigilată. Pentru ca aceasta să fie modernizată, deblocând astfel și gestionarea pacienților oncologici, este necesară bunăvoința oamenilor. Secția va fi renovată din donații la inițiativa fundației pentru copii Alex Zamfir, după cum anunță oficial reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. ONG-urile au demarat în ultimii ani astfel de acțiuni cel mai probabil să tule ca investițiile în sănătate să se miște cu viteza melcului, privând beneficiarii de servicii medicale de calitate. Prin intermediul unor inițiative similare au fost implementate proiecte de o mare importanță în domeniul sănătății din România. În acest caz, Fundația pentru Copii Alex Zamfir s-a angajat să colecteze fonduri pentru a moderniza secția ATI Arsă în 2020. Pentru această cauză, donatorii pot contribui în contul afișat pe ecran sau pot lua legătura prin e-mail cu reprezentanții ONG-ului.